am fost în concediu mori. Zi-o, tată! La Innsbruck, în Austria, la schi! Te rog foarte mult să-mi spui un singur lucru, Jinuțo. Ai fost cumva la muzeul vedetelor accidentate la schi? Da, tată, am fost! Omor, deci mă omor! Deci vreau să zic că m-a impresionat la lacrimi, tată. Termină! Era bradul de care s-a lovit Huidu. Erau schiurile băiatului care a lovit-o pe Andreea Esca. Nu! Era grătarul de care s-a fript Ionița de la Clejani. Tot, fată, tot! Ceva din accidentul Anei Lesco din Franța era expus? Nu! Fată, ci că troianul ăla de zăpadă în care a intrat ea... Fată, s-a topit pe drum! Mă rog, ai fost singură sau cu Manolache la schi? Fată, și. Deci două zile am fost cu Manolache și a treia zi s-a lăsat ceața pe pârtie și a venit după două săptămâni din Elveția. Deci... După două? Da! Mă, ce nu-ți-o lovit la cap, mamă? Păi două săptămâni să fac pe schiuri, mă, din Elveția, în Austria, ce ai? Păi n-a fost cu schiurile, fata, a fost cu valiza cu bani. Ești normală, mă, păi ce Manolache vine cu valiza cu bani pe pârtie? Păi nu era lui, fata, era lui Relu. I-a dat-o să o pună la bancă în Elveția. Cum? Care Relu? Ăla, fata, cu care am fost noi la Ibița astă vară? Ăla, fata, care e lider de sindicat la vamă? Ăla de face naveta cu avionul, ăla, 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 ăla. Ăla care are bikini aia de piele de șarpe și cu cristale Swarovski între pe asta. Și că cristalele astea îl ajutau să nu-i țâție fundul când lua șpagă. Băi, sper să-i lase și la pușcărie slipul ăsta. Păi pentru ce? Păi am auzit că la pușcărie e foarte nașpa dacă țâție curumă. De unde vrei? Nu vezi că de la anul nou încoace numai două persoane au intrat în tobarul? De unde vrei să-ți măresc? Păi pentru că nu mai este expunere în media, șeful. Eu aseară am fost la Bambucea și abia am putut să intru la toaletă, de câte lume era acolo. Foarte multă lume. Dar ce ai căutat la toaletă la Bambucea, mă? Păi nu știi că face emisiune Andreea Cruldu și cu Bianca și de la Baia Capatos în emisiune? Face cu camera ascunsă filmare. Și dacă aseară filma la mine acolo la toaletă, eu ajungea cea mai mare vedetă din România. Din Europa. De tu te văd aici, bă. Fane, te rog eu frumos, dă-și tu o poză, o poză, nu vreau mai mult, una, n-ai dat o poză în plici cu barul meu de o lună, te rog eu frumos, te plătesc, adică nu te plătesc, că n-am, îți dau de băut, ce vrei tu, te rog, una, băi, mică, mă, mică, undeva, într-un colț, te rog eu. Știu că ești băiat bun, dar lumea nu mai caută poze cu vedete nene, de când s-a accidentat cu Huidu ăla în Austria la schi, toată lumea vrea accidente, ce accident? Hai noroc, nea Jimmy! Salut, mamă! Bage! Bagă-și tu o vodcă și două beri fără alcool, te rog. Uite aici am pentru tine, mă, bă. Să ai română. Ce faci, mă, Barge? Te-ai lăsat de fotbal și te-ai apucat de schi? Nu, frate, mi-a dat SMS Andreea Tonciu să vin pe pârtie la Innsbruck să o văd cum schiază topless la minus 30 de grade. La minus 30 de grade? Păi nu-i îngheață... Nu-i îngheață șeful, pentru că savanții din Congo a descoperit că silicoanele rezistă până la minus 50 de grade. Dar aveți voi minus 50 de grade în Congo? Nu, da, avem savanți. Hai că mă duc la fete. Ce face, fetele? Joacă sport? Joacă sport! Fane, stai, uite, fii atent. Deci facem așa, uite. Dau 100 de euro aici. Faci o poză frumoasă, uite acum că a venit și Barge, da? Te rog eu frumos. Băi, moșule, băi, înțelege-mă, băi, pot să plec în primul rând, că am pont acum în nenorocirii, Bianca a leșinat și la spital, tată, așa, și, băi, nu pot, nene, dacă nu-i sânge, nu-s oase rupte, nu se vinde, pare rău, te rog, hai, mai bem ceva, pa! Barge, deci nu-mi spune, te-ai apucat de schi? Da, mami, puțin așa de control, am fost în munții Tirolului. Cum? Tu ai fost în Austria și nu te-ai accidentat? Nu, am căzut 100 de ori să mor eu, dar dracu mână nu s-a rupt. Trebuie să mă la doctor să-mi fac un control. M-ai omorât, Barge. Auzi, dar ia zi-mă și mie, nu te-ai întâlnit pe pârtie la schi în Austria cu Ginuța și cu Manolache? Că au fost și ei acolo. Ce, ai fost cu moșneagul la schi? Da. Și tu te-ai dat cu schiurile și el s-a dat cu placă. Auzi, dacă vrei să știi, Manolache nici măcar nu are placă, are implanturi, da? Mai bine lăsai lui placa și spuneai tu implanturile. Elton! Da, șef. Știu! Unde ai pus posterul cu pârtia aia de la... aia, chi? Cum? De schi? Da, aia de la schi. La Kitzibuchel. Așa, Kitzibuchel. E la magazie, dar de ce? Fugi repede, Ado. Când te întorci, fii atent, stai așa. Când te întorci, te duci la magazin, cumperi un sac de Ipsos și niște bandaje, ai înțeles? Am înțeles. Hai, fuga, bagă! Vă dau eu, dacă vreți, oase rupte, vă dau eu, oase rupte.
Ia zi, Fane, ai mai văzut toate vedete accidentate la un loc? Băi, nene, n-am mai văzut. Ce să zic? Merge, dar stai un pic, mai o problemă. Ce problemă? Trebuie să prind momentul accidentului. Problema asta? Barge! Da, da. Pârtie!